Domnule Dragnea, un infractor schimbă legile justiției ca să scape de pușcărie! Vedeți că scăpați de pușcărie? Vedeți că veți scăpa dacă veți schimba legile justiției? De ce nu recunoașteți că familia dumneavoastră e acționară la Cablu? Un infractor folosește Parlamentul ca să scape de pușcărie! De ce nu faceți declarații? Ce aveți de ascuns? Ce aveți de ascuns? Știți cât stine? Curtea Constituțională a declarat că în perioada aia nu există fapta. Știți cât stine competenți nu se pot angaja pentru că dumneavoastră corupții de la PSD v-a angajat Flozi, știți? Știți cât tineri, cât tineri competenți ia de din țară pentru că dumneavoastră v-a angajat Flozi? L-ați văzut pe infractorul șef al PSD intrând în sediul DNA. A încercat să-mi zică ceva, veți vedea pe înregistrare. Vreau să vă mai arăt ceva. Astăzi s-a întâmplat exact ce s-a întâmplat și data trecută. PSD-ul a adus un grup mare de susținători, îl vedeți aici pe domnul Neacșu. Susținătorii PSD-ului, unii dintre ei penali. Domnul Neacșu, care este aici lângă mine, bună seara domnul Neacșu. Domnul Neacșu este penal, dacă nu știați, domnul Neacșu a fost condamnat cu suspendare pentru conflict de interese. Provine din PRM-ul lui Corneliu Vadim Tudor. Aici nu vedeți dumneavoastră pentru că este întuneric. În grupul de susținători PSD se află și interlop dintre cei care au fost la Înalta Curte de Casație și Justiție. I-am filmat, îi veți vedea pe YouTube. Ce este foarte interesant, vedeți domnul Neacșu care este condamnat. Domnul Neacșu este un penal. Domnul Neacșu are cazier penal. Este condamnat pentru incompatibilitate. Susținătorilor PSD. De ce? Pentru că sunt oameni, oameni amărâți. Asta și aici este, nu aveți, aici este, dragii mei, cinismul nou acestei situații. Asta învățam. Pe de-o parte, pe de-o parte avem penali, cum este domnul Neacșu, care sprijină un șef de partid la fel de penal. Pe de altă parte, avem oameni amărâți care vin să susțină un bogătaș. Ați văzut, Liviu Dragnea este chemat la DNA pentru afacerile Teldrum, prejudiciu de 21 de milioane de oameni, de euro. Foarte mulți dintre oamenii de aici nici nu știu cum arată 10.000 de euro. Dar ei vin să susțină un penal acuzat că a fraudat 21 de milioane de euro. Și vin cu un alt penal. Vedeți aici un al doilea penal, Neacșu, este numărul 3 în PSD, este omul care a citit la Herculane, declarația PSD-ului împotriva statului, așa zisului stat paralel. Domnul Neacșu, condamnat pentru conflict de interese, a venit un penal să susțină un alt penal. În spate vedeți, în spatele meu vedeți, dragii mei, efectele manipulării și dezinformării practicate de Mafia TV. Foarte mulți oameni în vârstă, oameni induși în eroare, care vin să susțină aici un infractor, da? Oameni care n-au văzut în viața lor cum arată 10.000 de euro, dar susțin un infractor care este acuzat că a produs o fraudă la fonduri europene de 21 de milioane de euro. Gândiți-vă foarte bine la treaba asta. Puteți vedea, agresivitatea unora dintre susținătorii PSD. Puteți vedea la ei lozincile pe care ei le reproduc. Sunt exact lozincile de la Antena 3 și România TV. Ca să înțelegeți ce efect produc aceste televiziuni care manipulează asupra publicului. Asistați social, nu? Sunteți! Domnul Neacșu, dumneavoastră stăți în penal, ați venit să apărați al penal?
Așa ca de la penal la penal? Ați venit ca de la penal la penal? Dacă n-am bani primești pentru chestia asta, îți spun. Reclama de pe YouTube. Știți, am reclame la YouTube. Serios, serios. Vă dau, vă trimit documentul. Ia, răspundeți dumneavoastră. Ați venit ca de la... Dar în ce calitate vă să spun? De jurnalist. Ați venit ca de la penal la penal? Să fiți sănătoși, e dreptul. Ați venit ca de la penal la penal? De ce sunt penal, prietene? Știi de ce? Sunteți condamnat, aveți cazier. Știi de ce? Dar știi de ce? Aveți cazier, nu contează. Sunteți penal, doamne, pentru conflict de interese. Ați angajat poate la cabinet. Curtea Constituțională, asculți? Știți cât stine? Curtea Constituțională a declarat că în perioada aia nu există fapta. Știți cât stine competenți nu se pot angaja pentru că dumneavoastră corupții de la PSD v-a angajat Flozic, știți? Știți? Știți cât tineri, cât tineri competenți iată din țară, pentru că dumneavoastră v-a angajat în locul. Nu ați făcut dumneavoastră, știți? Justiție! Ați văzut? Nu corupție! Domnul Neacșu! Justiție! Cade la penal la penal! Justiție! Nu știe să explice de ce a venit să-l susțină pe infractorul șef al PSD. Justiție! Nu corupție! Dacă avea argumente, dacă avea argumente, domnul Neacșu purta un dialog, dar l-ați văzut că nu e capabil. Când l-am pus în fața unei realități simple, milioanele de tineri care au emigrat din cauza că PSD-știi fac ce face el și el a fost condamnat pentru asta și a angajat fata la cabinetul parlamentar, a plecat, s-a dus între susținătorii lui, crezând că acolo poate să scape de întrebări. Nu corupție! Justiție! Bună ziua! Ați primit ordin de la Carmen Dan să interveniți din nou în forță împotriva jurnaliștilor? Nu, am primit un ordin să asigurăm măsurile de ordine. Dar de ce nu permite jurnaliștilor să-și facă meseria? Pentru că nu deranjează cu nimic ordinea. Atâta timp cât demnitarul la care asigurăm măsurile de ordine publică o să dorească să dea un interviu, o să-i permite. Dacă nu dorește să dea un interviu, cred că e dreptul dumneavoastră. Dar data trecută ați bruscat jurnaliștii. De ce ați bruscat? Nu am bruscat. Normal. Sunt înregistrările video unde se vede că au fost bruscați. Dar de ce încerca să-i atâțați, domnul? Vorbesc cu dânsul. Dacă vreți, vorbesc și cu dumneavoastră. Cine atâțați? Lăsați-l să-mi răspundă. Vedeți că avem un dialog civilizat. Sunt niște măsuri. Noi punem un prag la care trebuie să se rămână acolo, ca și
mod de intervenție, ca și mod de... Da, da, de ce nu vă delimitați legal? Stați un pic. Dumneavoastră, dumneavoastră în lege... Haideți, v-au bruscat ziariști, ce n-ai, bă, că... Ziaristele alea v-au bruscat. Sunt imagini. Păi sunt imagini. Înseamnă că ați văzut pe imagini. Nu, dumneavoastră ați bruscat ziariștii. Cum să vă bruscheze fetele de la televiziuni? Veniți spre dumneavoastră. Așa. Ce înseamnă? Așa. Nu înseamnă nimic, că veniți spre mine. Nu, vedeți? Haideți că ați înghesuit fetele, o să vedeți imaginele, le-ați... Dar de ce nu vă, da, nu vă spuneați, vă întreb și eu ca procedură. De ce nu vă delimitați legal un perimetru ca să nu mai fie discuții? Așa am prâncit ziariștii. Atunci am încercat să delimităm și oamenii au venit peste noi. Bine, uitați, o să pun declarația dumneavoastră cu imaginile ca să vedeți că le-ați bruscat pe fete. Pe fata de la B1, pe Gabriela Mihai, se vede cum aproape a strântit-o pe jos. Sunt imaginile. A căzut cineva... Aproape a căzut. Mi s-a părut că a fost o chestie acolo, dar din cauza cablurilor. Ați îmbulzit-o, hai, deci pe mine m-a ținut cineva. Băiatul de la... cu sfetăr maro, de la monitorizare video, l-ați băgat și pe el în dispozitiv și pe mine m-a ținut de mână. Nu știu. Am fost, dar nu... Nu e ok. Am stat și eu cu ceva domnișoare pe acolo, dar nu... Nu e ok. Nu e ok să bruscați ziariștii. Mai ales pe fete. Nu? Nu vă spuneați, dacă tot asigurați demnitarul să-și facă treaba, asigurați protecția jurnaliștilor? Sunt niște cetățeni de la PSD acolo care s-au infiltrat printre noi, ne provoacă, ne... Este o doamnă cu ochelari cu rucsac și alții. O colegă din presă le-a spus că dacă nu sunt de la presă să nu stea acolo și dânsii insistă să stea. Dacă tot faceți ordine, faceți și pentru ziariști, adică nu mai, da? Dacă toți doamna cu ochelari de la PSD, de exemplu, și a venit pe aici. Doamna cu rucsac, da. Doamna cu rucsac. O solicitare din partea lui domnul Botuleț, da? Am autorizația să fie pus aici, da? Nu am înțeles, nu e nicio problemă. Ți-am spus că trebuie să mă anunț când e ziua ta, să-ți cumpăr un aparat pentru îndreptat vieții. V-a trimis de la sediu PSD? Sunt un cetățean al României. Dar ați fost cu domnul Pleșoianu de mai multe ori. Interesează, pot să fiu și cu Trump. Dar vă întreb, de ce vă e rușine că sunteți membru PSD? Absolut deloc. De ce nu vă asumați? Dar trebuie să vă asumați cinstit că sunteți membru PSD, că nu e o problemă. E dreptul dumneavoastră să fiți aici, dar să vă asumați. Aș fi mândră dacă aș fi membru PSD. Am înțeles. Este? Care e obiectul protestului? Dumneavoastră aveți, dar nu alt... Dar este între orele 8 și 11. Nu este la ora. Dumneavoastră aveți între orele 8 și 11. Deci depășoarea unui adunări public, în care este oricum la depășit. Nu am venit dimineața, dar între orele am venit acum. Nu. Așa, nu e voie? Nu, este voie să rămâneți. Așa? Dacă nu protestați, dacă nu vă încadrați în intervalul orar care e trecută, vă... Puteți să rămâneți. O să apropie de mine, vă rog, ca și pe ceilalți oameni adunați și presă adunați. Adunați aici să respectați măsurile de ordine pe care le stabilim noi, ca efective de jandar, care, conform legii 550, asigurăm protecția de mită la noastră de mutație. Asta, mulțumim mult. Și eu mulțumesc. Judecătorii care au condamnat sunt vinovați, sunt că nu le-au interzis drepturile. Ei le-au permis să rămână în continuare în Parlament. Că dacă le interziceau... Gaudi! În urmă, cu câțiva ani, când era președinte al locului județean Teleorman, Dragnea, ar fi constituit acest grup infracțional organizat, coordonat în jurul companiei pe drum spre care procurori susțin că... Hai,
Sunt frumos, sunt fotogenic. A, da, suntem fotogenic. Să închideți, nu e o problemă. E un grup aici de simpatizanți PSD care în continuu mi-a adresează în jur. Unde? Eu vă spun. Nu am fost de fapt. Eu v-am mai spus. Asta lângă mine și nu s-a întâmplat. Aici e locul presei. Dacă în această seară o singură persoană, deși eu v-am avertizat, da, mă agresează ca în altă curte, mă împiedică să-mi exercit meseria, vă fac plângere penală. Nu știu cine e șeful dispozitivului. Vă este fac plângere penală pentru că prin neglijența dumneavoastră în serviciu, da, mie mi se împiedică, da, de către civil să-mi fac meseria. Deci dumneavoastră are oarecare justificare de ceva ce nu s-a întâmplat. Pentru nu? Că dumneavoastră nu luați măsurile normale de a separa presa de oamenii veniți de la partid. Dacă erau protestatari rezist aici, dumneavoastră i-ați fi luat și ați pus deoparte. Nu sunt este normal. Sunt aici nu este normal ca oameni trimiși de PSD să amestece între presă. Permiteți accesul, vă rog frumos! Permiteți accesul în obiectiv, vă rugăm frumos! Ia-mă mâna de pe mine! Permiteți accesul în obiectiv, vă rugăm frumos! Domnule Dragnea, un infractor schimbă legile justiției ca să scape de pușcărie! Vedeți că scăpați de pușcărie? Vedeți că veți scăpa dacă veți schimba legile justiției? De ce nu recunoașteți că familia dumneavoastră e acționară la dreptul? Un infractor folosește Parlamentul ca să scape de pușcărie! De ce nu faceți declarații? Ce aveți de ascuns? Ce aveți de ascuns? De ce nu recunoașteți? Dacă nu pun pentru sunt asociați în firmele fiului dumneavoastră! Vă rugăm frumos să închidem ușa! Hai mai spate, să înțelegem cum menește. L-ați văzut pe infractorul șef al PSD intrând în sediul DNA. A încercat să-mi zică ceva, veți vedea pe înregistrare. Vreau să vă mai arăt ceva. Astăzi s-a întâmplat exact ce s-a întâmplat și data trecută. PSD-ul a adus un grup mare de susținători, îl vedeți aici pe domnul Neacșu, susținătorii PSD-ului, unii dintre ei penali. Domnul Neacșu, care este aici lângă mine, bună seara domnul Neacșu. Domnul Neacșu este penal, dacă nu știați, domnul Neacșu a fost condamnat cu suspendare pentru conflict de interese. Provine din PRM-ul lui Corneliu Vadim Tudor. Aici nu vedeți dumneavoastră, pentru că este întuneric, în grupul de susținători PSD,
se află și interlop dintre cei care au fost la Înalta Curte de Casație și Justiție. I-am filmat, îi veți vedea pe YouTube. Ce este foarte interesant, vedeți domnul Neacșu care este condamnat. Domnul Neacșu este un penal. Domnul Neacșu are cazier penal. Este condamnat pentru incompatibilitate. A susținătorilor PSD. De ce? Pentru că sunt oameni, oameni amărâți. Și aici este, nu aveți, aici este, dragii mei, cinismul acestei situații. Asta învățam. Pe de o parte, pe de o parte avem penali, cum este domnul Neacșu, care sprijină un șef de partid la fel de penal. Pe de altă parte avem oameni amărâți care vin să susțină un bogătaș. Ați văzut, Liviu Dragnea este chemat la DNA pentru afacerile Teldrum, prejudiciu de 21 de milioane de oameni, de euro. Foarte mulți dintre oamenii de aici nici nu știu cum arată 10.000 de euro. Dar ei vin să susțină un penal acuzat ca fraudat 21 de milioane de euro. Și vin cu un alt penal. Vedeți aici un al doilea penal. Neacșu este numărul 3 în PSD. Este omul care a citit la Herculane. Este omul care a citit la Herculane declarația PSD-ului împotriva statului, așa zisului stat paralel. Domnul Neacșu, condamnat pentru conflict de interese, a venit un penal să susțină un alt penal. În spate vedeți? În spatele meu vedeți, dragii mei, efectele manipulării și dezinformării practicate de Mafia TV. Foarte mulți oameni în vârstă, oameni induși în eroare, care vin să susțină aici un infractor, da? Oameni care n-au văzut în viața lor cum arată 10.000 de euro, dar susțin un infractor care este acuzat că a produs o fraudă la fonduri europene de 21 de milioane de euro. Gândiți-vă foarte bine la treaba asta. Puteți vedea? Puteți vedea agresivitatea unora dintre susținătorii PSD? Puteți vedea la ei lozincile pe care ei le reproduc? Sunt exact lozincile de la Antena 3 și România TV. Ca să înțelegeți ce efect produc aceste televiziuni care manipulează asupra publicului. Asistații social, nu? Domnul Neacșu, dumneavoastră sunteți un penal, ați venit să apărați al penal? Așa ca de la penal la penal? Ați venit ca de la penal la penal? Dacă nu bani primești pentru chestia asta, îți spun. Reclama de pe YouTube, știți, am reclame la YouTube, serios, serios, vă dau, vă trimit documentul, ia, răspundeți dumneavoastră. Ați venit ca de la... Dar în ce calitate vă de jurnalist, ați venit ca de la penal la penal? Să fiți sănătos, e dreptul. Ați venit ca de la penal la penal? De ce sunt penal, prietene? Știi de ce? Sunteți condamnat, aveți cazier. Știi de ce? Știi de ce? Aveți cazier, nu contează. Sunteți penal, doamne. Pentru conflict de interese. Ați angajat fata la cabinet. Curtea Constituțională... Asculți! Știți cât stine... Curtea Constituțională a declarat că în perioada aia nu există fapta. Știți cât tineri competenți nu se pot angaja pentru că dumneavoastră corupții de la PSD. V-a angajat Flozi, știți? Știți? Știți cât tineri, cât tineri competenți? Iată din țară, pentru că dumneavoastră v-a angajat Flozi. Nu corupție! Justiție! Ați văzut? Nu corupție! Domnul Neacșu? Justiție! Cade la penal la penal? Justiție! Nu știe să explice de ce a venit să-l susțină pe infractorul șef al PSD. Justiție! Nu corupție! Dacă avea argumente, domnul Neacșu purta un dialog, dar l-ați văzut că nu e capabil. Când l-am pus în fața unei realități simple, milioanele de tineri care au emigrat din cauza că PSD-știi fac ce face el și el a fost condamnat pentru asta și a angajat fata la cabinetul parlamentar, a plecat, s-a dus între susținătorii lui, crezând că acolo poate să scape de întrebări. Nu corupție!
corupție! Nu cerem altceva! Nu cerem pentru noi! Vezi-te treaba dumneavoastră la corupție! Vezi-te treaba dumneavoastră! Să fie pe acolo, pe jos! Vreau să vă mai arăt ceva. Aici în fața sediului DNA s-au format de fapt două cordoane de puzzle. Este exact ca la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde Codrin Ștefănescu a adus interlop. În seara aceasta în fața DNA vedeți jandarmii și niște persoane fizice despre care nu știm cine sunt, dar lucrează aparent în coordonare cu jandarmii pentru a-l proteja pe Liviu Dragnea. Veți vedea mai multe cadre pe care le-am filmat cu ei. Îi vedeți aici, este și un individ cu barbă. Îl vedeți acolo lângă stema DNA, da? Este un individ care a încercat la intrarea în sediul DNA să tragă de mine pentru a mă extrage dintre jurnaliști. Cel mai probabil, aceștia sunt oamenii. Minciuni. Cel mai probabil, aceștia sunt oamenii. Minci, mincinosule. Mincinosule. Vedeți că sunt agresivi. În mod normal. Iar minci. În mod normal, acești oameni nu ar trebui să fie aici. De ce te dăruși jandarmeria? Jandarmeria ar trebui să asigure perimetrul pentru jurnaliști și cei care protestează și sunt aduși de la sediul PSD ar trebui să fie în altă parte. De ce? Jandarmeria permite celor aduși de la PSD să conjoare jurnaliștii să-i bruscheze. Unde lucrezi? Îi auziți? Îți auziți lucrurile pe care mi le spun? Sunt exact propaganda de la Antena 3, de la România TV, sunt exact lucrurile pe care le auziți de la postaci pe rețele sociale. Pe unii dintre ei am recunoscut, au fost cu interlopii la Înalta Curte de Casație și Justiție. Este un lucru foarte interesant că astfel de personaje stau față în față cu jandarmeria. Vedeți imaginile aici în jandarmerie. Deși, așa cum vă spun, în mod normal, jandarmeria ar trebui să asigure perimetrul pentru jurnaliști și perimetrul oamenilor de la PSD să fie în altă parte. Acest lucru nu se întâmplă. Este evident o colaborare între oamenii trimiși de la PSD și jandarmerie. În acest moment îi vedeți, încep să devină agresiv. Agresivă că e gravidă și o împing! Dacă e gravidă, ce după cum vedeți, sunt foarte agresivi și provoacă scandal. Probabil că acesta a fost și scopul lor, să împiedice jurnaliștii pentru Liviu Dragnea să-i adreseze întrebări. Este însă un lucru foarte grav, pentru că în mod normal persoane fizice dubioase, despre care nu știm cine sunt, nu ar trebui să li se permită acestor persoane de către jandarmerie să fie atât de aproape de jurnaliști, să înghesuie jurnaliștii și să-i bruscheze. Vreau să vă arăt ca să vedeți foarte clar, acest grup de indivizi, îi vedeți ce fețe au, sunt înghesuie practic jurnaliștii. Este o situație anormală și vedeți jandarmeria, în ciuda faptului că li s-a sesizat acest lucru, au fost și alți colegi de la presă care le-au atras atenția. Jandarmeria nu a luat nicio măsură și permite acestor oameni, îi vedeți aici, oameni aduși de la sediul PSD să facă un cordon față în față, lucrând împreună cu jandarmeria, deci sunt coordonați împreună cu jandarmeria. Mălin, cu 50 de lei ți-a luat în seara asta? Uite, bă, vere ce sufă, bă! Zilierule! Îți dau să-ți iau un salam? Minț! Am de la câine, rămas ceva mașină, dacă vrei, mergi și... Mă vorbește frumos, bă, de fine și încet! Minț! Îl angajezești pe ăză, nu mai ține cu tine! Bă, dacă pe tine angajează... Totuși ar trebui să întrebe cineva, cine sunt oamenii ăștia, să nu fac ei cordon de ordine împreună cu jandarmi? Justiție! Nu corupție! Justiție! Nu corupție! Care muncă?
toate instituțiile astea. Cine sunt interlopii cu care ați făcut cordon de ordine aici? Nu sunt interlopii. Dar cine sunt persoanele alea? Puteți să ne spuneți cine sunt? De unde au venit și cine sunt? Nu putem să vă spun. De ce nu puteți? Nu, sunt de la jandarmerie? Nu sunt de la jandarmerie. Și atunci cine sunt? Sunt persoane fizice? Normal că sunt persoane. De când asigură jandarmeria? Unde scrie în legea jandarmeriei că jandarmeria asigură paza la instituții publice cu persoane fizice? Dar spune cine sunt acele persoane? Cine sunt persoanele cu care ați îmbrăcit ziariști aici la DNA? N-am îmbrăcit niciun ziarist. Ați spus că știți cine sunt. Cine sunt persoanele? Ați primit ordin să... Nu blocăm calea de comunicație, atâta tot. Stați-ne. Cine sunt persoanele cu care ați asigurat ordinul? Calea de comunicație este cale de comunicație. Ce este? Nu scăpați! Liviu Dragnea a ieșit din sediul DNA după ce a fost informat că i s-a pus sechestru pe avere. S-au întâmplat lucruri foarte grave aici la Înalta Curte de Casație și Justiție. Acum câțiva protestatari rezist, sunt aici în fața sediului Direcției Naționale Anticorupție și strigă lozincile rezist din Piața Victoriei. Sunt câțiva oameni, o mână de oameni care a înfruntat câteva zeci de persoane, aduse de la sediul PSD. A găsit înregistrările cu jandarmii momentul în care unul dintre jandarmi spune că știe cine sunt acele persoane. Ce este foarte grav
Și trebuie să vă, să vă explic. Este foarte grav faptul că persoanele care au fost aduse împreună de la sediul PSD de undeva, pentru că au venit cu PSD-știi, care au făcut un cordon de ordine împreună cu jandarmi, au colaborat cu ei. Și unul dintre jandarmi, jandarmul negociator, mi-a spus că știe cine sunt și că cu acordul lor au făcut acel cordon de ordine, dar nu poate să-mi spună. Trei dintre acele persoane le-am recunoscut, au fost împreună cu interlopii aduși de Codrin Ștefănescu la Înalta Curte de Casație și Justiție. Ce au făcut acele persoane? Vreau să vă arăt foarte concret. Pe această ușă a ieșit Liviu Dragnea și s-a făcut un cordon de jandarmi astfel încât el să ajungă la mașină aici în spatele meu și jurnaliștii să nu poată să-i pună întrebări. De partea unde este peretele, și veți vedea în explicațiile pe care le pun pe YouTube, a stat cordonul de jandarmi și undeva, vreau să vă arăt exact, undeva aici au stat jandarmii, aici a stat cordonul de jandarmi și undeva în partea aceasta a fost cordonul de persoane aici, de persoane aduse de la PSD. Vă repet, pe trei dintre ele le-am recunoscut, au fost și în grupul cu interlop de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Acele persoane, practic, fapt fără precedent până acum în România și contrar legii 550 a jandarmeriei, pentru că niciunde în lege nu veți găsi în legea jandarmeriei o asemenea prevedere că jandarmeria poate să asigure ordinea publică la o instituție împreună cu persoane private despre care nu știm cine sunt. Ar putea printre ei să fie delicvenți, ar putea să fie interlop, pentru că trei figuri eu le-am recunoscut, vă repet, au fost trei dintre ei cu interlopii la Înalta Curte. Jandarmeria a acționat total în afara legii, nu au astfel de prevederi. Ce ar fi trebuit să facă jandarmeria, ca să fim foarte clari, să înțelegeți ce reproșăm forțelor de ordine? Jandarmeria ar fi trebuit să asigure un perimetru clar pentru presă și un perimetru pentru pensionarii și indivizii dubioși aduși de PSD. Acei indivizi dubioși au venit împreună cu jandarmeria să înghesuie jurnaliștii și să îi împiedice. Am colegi din presă cărora li s-a spart camera de către o persoană cu barbă, o veți recunoaște în imagini, pentru că am filmat-o discutând pe ascuns în spatele dubei cu șeful dispozitivului de la jandarmerie. Deci unui coleg i-au spart camera, aceeași persoană a venit și a încercat să mă tragă pe mine de aici din fața lui Liviu Dragnea. Și acum să vă spun ce s-a întâmplat în sediul DNA. Așa cum ați văzut la televiziunile de știri, procurorul care anchetează acest caz a trecut la următorul pas în anchetă și anume a pus sechestru pe averile inculpaților. Este o măsură judiciară de protecție pentru recuperarea prejudiciului. Vorbim de 21 de milioane de euro, bani care deja au fost, după unele surse, returnați de către România pentru că sunt fonduri europene. Și dacă n-am fi returnat acei bani, n-am fi putut să avem alte finanțări europene. Și lui Liviu Dragnea astăzi a fost chemat. Liviu Dragnea a fost alături de avocata lui Maria Vasi în fața procurorului Direcției Naționale Anticorupție, care anchetează această fraudă. Foarte important, punctez lucrul ăsta și l-ați auzit și la televiziunile de știri. O fraudă care este anchetată în urma unei anchete OLAF. De ce insist pe treaba asta? Pentru că OLAF-ul este mecanismul european antifraudă. Ca să închidem poveștile cu statul paralel care, dacă ar exista, ar trebui undeva de la Bruxelles să fie coordonat acest stat paralel. Deci s-a pus sechestru și pe averea lui Liviu Dragnea. Problema noastră, a cetățenilor români, care ar trebui să știm că se recuperează cele 21 de milioane de euro, cel puțin câte am plătit noi toți din taxe și impozite, este că Liviu Dragnea și-a împărțit foarte abil averea. Înainte să înceapă problemele cu justiția lui Liviu Dragnea, acesta a făcut un divorț de doamna Bombonica. Și în urma acelui divorț, activele cele mai importante, printre care domeniul de 7.000 de metri pătrați de la Alexandria, cu intrări de pe două străzi, una dintre străzi este strada Ion Creangă, cu piscină, cu teren de tenis profesionist, cu nocturnă, acea proprietate este la doamna Bombonica Dragnea în urma partajului și teoretic nu mai poate fi atinsă de procurori. Unde pot să meargă procurorii? Însă la firmele fiului lui Liviu Dragnea. Pentru că fiul lui Liviu Dragnea este și el implicat în această poveste. Așa cum ați văzut din comunicatul de presă al DNA, mașina fiului lui Liviu Dragnea a fost tunată cu 80.000 de euro. 80.000 de euro. Gândiți-vă câte mii de români plătesc rate la bănci 30 de ani, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 de euro, nu 80.000. Și acestui plodi s-a tunat mașina de către Teldrum pentru 80.000 de euro. În firmele acestea, și asta încercam să-l întreb pe Liviu Dragnea, dar ați văzut că el este laș, el nu răspunde, nu are curajul să stea în fața mea
și să-mi răspundă la întrebări. Este un om laș care fuge. Asta vreau să-l întreb pe Liviu Dragnea. Este o firmă, de exemplu, Zovec 2010. În această firmă, dragii mei, cei care aveți acces la datele din Registrul Comerțului, puteți să o verificați, toți administratorii Teldrum, deci directorii Teldrum, în frunte cu Petre Pitiș, care este și el inculpat în acest dosar în care a fost chemat Dragnea astăzi aici, toți administratorii Teldrum sunt administratori la această firmă a fiului lui Dragnea. E, cum e asta? Foarte mulți dintre ei sunt asociați cu fiul lui Dragnea în alte firme. O astfel de firmă este Grand Silos SRL din Teleorman. Sunt lucruri punctuale pe care vreau să îl întreb pe Liviu Dragnea despre ele. De ce? Pentru că aceste firme, înainte să ajungă la Liviu Dragnea, au fost în clanul Dragnea. Liviu Dragnea ce a făcut? Ca să înțelegeți cum crede el că va scăpa de cu averea intactă. Și a împărțit averea. În urma partajului, o parte a dat la soție, partea cea mai importantă, vă repet, domeniul cu piscină și cu teren de tenis cu noctură din Alexandria, pe care l-ați văzut cu toții și pe canalul meu de YouTube, vedeți înregistrările din elicopter. Și foarte multe dintre firme sunt trecute pe numele fiului lui, inclusiv ferma de la Salcea, celebra fermă de porci de la Salcea. Deci astăzi Liviu Dragnea a fost chemat aici, l-ați văzut, am stat chiar în ușa Direcției Anticorupție ca să pot să-l întreb aceste lucruri. Și Liviu Dragnea nu poate fugi de aceste întrebări, dragii mei, pentru că ele sunt întrebările cheie pentru ceea ce se întâmplă în România în ultimele 10 luni de zile. Și întrebările sunt foarte simple, dragii mei, și orice om de bun simț din țara asta trebuie să și le pună, inclusiv oamenii sărmani, oamenii amărâți, pentru că ați văzut acolo, aduși de PSD, foarte mulți oameni care sunt evident cu o condiție materială sărmană. Sunt oameni care poate n-au văzut în viața lor cum arată 1000 de euro la un loc. N-au văzut, nu știu cum arată. Dar au venit, în fața Direcției Naționale Anticorupție să susțină un corupt îmbogățit ca un nabab, care a furat deja 21 de milioane de euro din banii cetățenilor români pentru că am plătit noi pentru el. Vă dați seama cât de cinică e situația asta? Este exact ca în America Latină. Dacă vă uitați la filme, la Narcos, puteți să vă uitați, este exact ca în America Latină. Există câte un lord al drogurilor care e stăpân absolut și oamenii amărâți care abia au ce să mănânce și vin să-l susțină în mod paradoxal pe acel bogătaș. Fără să-și pună niște întrebări simple. Eu, după o viață de muncă, am o pensie de 1200 de lei. Cum Dumnezeu are Dragnea după 30 de ani de democrație un domeniu de 7000 de metri pătrați cu piscină și teren de tenis cu nocturnă? Cum de are firmă care a derulat afaceri de 500 de milioane de euro, gândiți-vă, din bani publici? Pentru că Dragnea n-a descoperit vreun sistem de operare. Liviu Dragnea nu a inventat cine știe ce mecanism care reduce consumul mașinilor. Liviu Dragnea este un baron local care a fost bugetar toată viața lui și care are o avere de nabab. Hotelul lui Liviu Dragnea, de exemplu, care este trecut în declarația de avere și găsiți în detaliu dezvăluirile pe care le-am făcut pe această temă, valorează o sumă pe care, dacă Dragnea ar fi trebuit să o plătească din salariul lui de bugetar, ar fi trebuit să plătească, țineți-vă bine, 2000 de ani. 2000 de ani ar fi trebuit Dragnea să-și dea tot salariul de prefect, de președinte al Consiliului Județean, de ministru, ca să poată să plătească hotelul din turnul Măgurele. Și pentru un astfel de individ, a cărui corupție este evidentă, adică nu poți să fii un om peste inteligență minimă, deci să fii, numai dacă ești foarte low IQ, dar dacă ești puțin peste media de inteligență și ești decent și te uiți la proprietățile lui și știi că a fost bugetar, este imposibil să nu te întrebi, domne, ce-i cu omul ăsta? Cu atât mai cinic este faptul că au fost aduși oameni sărmani, ați văzut pe mulți dintre ei, dar și interlopi. Asta va trebui să justifice jandarmeria. Pentru că, în încheiere, vreau să insist ce s-a întâmplat în această seară la Direcția Națională Anticorupție, unde jurnaliștii au fost împiedicați să-și facă meseria corect. Jurnaliștii au fost bruscați de către niște indivizi dubioși, aduși de la PSD, care au lucrat mână în mână cu jandarmeria română. Și așa ceva nu există niciunde în legea de organizare a jandarmeriei. Protestatarii rezist care au fost la DNA și au ținut piept zecilor de PSD și interlop, că au adus niște interlopi acolo, au venit în piața Victoriei pentru protestul rezist din această seară.
L-am auzit pe Liviu Avram la Realitatea întrebându-se cine a organizat treaba de la DNA. Treaba a fost organizată de PSD. Oamenii PSD-ului au venit cu jumătate de oră înainte de Liviu Dragnea, au vorbit cu jandarmii, veți vedea pe înregistrările video, și după aceea până la ora 5 s-au adunat. De ce au fost oamenii PSD-ului cei care au știut la ce oră ajunge Liviu Dragnea? Este evident că Liviu Dragnea a organizat și a făcut această nebunie din fața Direcției Naționale Anticorupție, cu scopul de a intimida jurnaliștii. Un individ care, iată, controlează puterea legislativă, controlează guvernul, vrea să controleze și justiția și aduce interlop și persoane dubioase ca să controleze presa și să agreseze jurnaliștii. Mesajul rezist după toate incidentele în această seară pentru Liviu Dragnea este: nu cedăm, își cerem demisia, nu vrem să fim o țară de hoți, vrem justiție, nu corupție.